Sorocenii, dar și oaspeții acestora sunt invitați pe 8 și 9 octombrie la film. Ca și anul trecut, zilele filmului românesc sunt desfășurate în mai multe orașe din Republica Moldova. La Soroca, evenimentul se va deschide cu un film dedicat copiilor. Astfel, publicul tânăr va putea să vadă mâine, 8 octombrie, începând cu ora 17, Străjerii Deltei, un film de aventuri, iar la ora 19, Maroco, al doilea lungmetraj realizat de Emanuel Pârvu. Duminică, începând cu ora 16:30, se va proiecta Senatorul Melcilor, iar la ora 19, filmul Crai Nou, realizat de Alina Grigore. Iubitorii de film sunt așteptați la Palatul de Cultură, intrarea fiind liberă. La zilele filmului românesc, ele vor avea loc și la noi? De unde știi? Cum de unde știu? De la radio! Sigur? Dar cum? Și nu numai la noi la Bălți, dar și la Soroca, și la Nisporieni, Călăraș, Cahul. Vorbești serios? Ei, dar și glumesc eu, măi.